Vă salut pe toți, dragii mei prieteni, frați de credință în Iisus Hristos Domnul nostru, din nou din parc, seara la noi mai răcoare și am ieșit să fac mișcare cu băiatul Almit. Subiectul care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră este condiția pentru trezirea spirituală. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă ești un urmaș al lui Iisus Hristos, dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, El te-a înviat din moarte la viață. Oamenii care nu îl cunosc pe Iisus Hristos au nevoie de înviere spirituală. Nevoie de trezire spirituală. Credinciosul care s-a întâlnit cu Iisus Hristos are nevoie de trezire spirituală. Atunci când noi am fost născuți din nou, El și-a pus viața Lui în noi. Noi suntem ființe spirituale, avem un duh. Da? Suntem duh, avem un suflet și trăim în trup. Dacă spiritul credinciosului a venit la viață, my friends Thomas, be blessed. This video is for my friends who speak Romanians. God bless you. The subject is the condition for revival. Please pray for me. Spiritul omului care este născut din nou, care a experimentat nașterea din nou, are viața lui Hristos. Viața lui Dumnezeu în el. Noi suntem făpturi noi, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar ca și oameni care trăim în carnea aceasta și avem și un suflet, de multe ori tindem să fim mai mult firești decât duhovnicești. De multe ori ajunge ca partea sufletească, trupească să fie pe tron, nu inimii noastre și nu partea duhovnicească. Și de aceea noi trebuie să ne cercetăm, să vedem dacă n-am ațipit așa cum cele 10 fecioare au ațipit, 5 au fost înțelepte și 5 nu. 5 au avut ulei în candele și celelalte 5 au avut lipsă de ulei, de un de lemn. Important este să ne verificăm, să ne cercetăm, să vedem dacă mai avem apetit spiritual după împărăția lui Dumnezeu, după neprionirea lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprionirea lui și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Care toate celelalte lucruri? Toate celelalte lucruri pe care oamenii le caută și de care și noi avem nevoie, lucrurile materiale. Dumnezeu ni le-a promis că ni le va da pe deasupra. Dar important pentru noi să punem accentul pe a căuta împărăția lui Dumnezeu și neprionirea Lui. Partea, Biblia zice că Duhul este plin de râvnă, dar sufletul, trupul este neputincios.
Noi dăm mâncare la trupul acesta, noi ne hrănim intelectul care are de-a face cu partea, sufletului, dar important este să ne hrănim și spiritul. Și spiritul. Și dacă nu mai ai, apetit, poftă spirituală, dacă foamea și setea te-a părăsit din punct de vedere spiritual, înseamnă că fiecare dintre noi avem nevoie de trezire spirituală. Înseamnă că noi am adormit din punct de vedere spiritual. Foarte mulți vorbesc ca și credincioși în lumea vestică că vor trezire și predică despre trezire, dar prea puțin sunt pregătiți și gata și hotărâți să plătească prețul. Este un preț de plătit ca să experimentezi trezire spirituală în viața ta personală, de familie, în biserica locală și mai apoi o biserică trezită are abilitate să atingă lumea cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Dumnezeu a lucrat prin el, a fost D.L. Moody. D.L. Moody, un evanghelist care a scris o istorie glorioasă cu Dumnezeu, a făcut într-o zi un cerc și s-a pus acolo în cerc. Și a zis, Doamne, trimite trezire în cercul acesta. Trimite trezire în cercul acesta. Dumnezeu este expert nu doar să ne trezească, dar să și învieze lucrurile moarte. Pentru că același Duh care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, locuiește, trăiește, este viu, încredincios, dragilor. Vă iubesc și vreau ca aceste videouri să vă stârnească credința, foamea, setea, și să fiți înfometați, însetați după Dumnezeu, după împărăția Lui, după neprienire, după mana de sus. Vedeți, evreii trebuiau să culeagă mana în fiecare zi. Dacă culegea mana pentru mai multe zile, acea mană se strica. Devenea alterată, nu mai putea fi mâncată. Asta înseamnă că și noi trebuie să dăm hrană spirituală spiritului nostru în fiecare zi. Să avem timpul de devoțiune cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Asta necesită disciplină, asta necesită seriozitate, asta necesită consacrare, devotament, legământ, commitment. Condiția care se află scrisă în cuvântul lui Dumnezeu și pe care cu toți o știm ca și credincioși practicanți, condiția pentru trezirea noastră spirituală, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru vindecarea țării noastre, se află scrisă în 2 Cronici 7 cu 14. Și cuvântul lui Dumnezeu răsună în felul următor în acest verset. Dacă este o condiție, dacă, deci aceasta este condiția pentru trezirea noastră personală, în primul rând, trezirea spirituală a noastră personală, trezirea familiei, trezirea bisericii locale, dacă este o condiție, dacă poporul meu, dacă Adrian, dacă Thomas, dacă sora Persida, dacă fratele Ion, Maria, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Se va smeri. Vedeți, este una să ne smerim în fața
oamenilor și alta este să ne smerim în fața lui Dumnezeu. În fața oamenilor putem să ne smerim recunoscându-ne că am greșit în fața lor, cerându-ne iertare, dar în fața lui Dumnezeu, vedeți, noi ca oameni, ca ființe care avem de luptat în lupta cea bună a credinței creștine, noi avem trei dușmani, am repetat-o de multe ori și o repet. Este firea, este diavolul cu împărăția lui și este sistemul lumii. Modul de viață a lumii păcătos. Dar omul este, în natura lui adamică, este o ființă foarte mândră. A preluat această natură de la diavolul. Pentru că noi nu ne-am născut în Dumnezeu, noi ne-am născut în cel rău. Biblia zice, toată lumea zace în cel rău. Și aroganța și mândria lui Lucifer i-a cauzat căderea din prezența lui Dumnezeu. Și mai apoi, natura păcătoasă a adamică, a Evei, s-a răsfrâns peste toată rasa umană și noi avem nevoie să ne răstignim firea noastră pământească păcătoasă. S-a întrerupt puțin, am rămas că noi avem nevoie să ne răstignim firea noastră nu doar odată ce ne-am botezat, ci pe parcursul vieții noi trebuie să fim cu ochii în patru, dacă pot să spun așa, după firea noastră care îi place tot timpul să se ridice de pe cruce. Și în firea noastră pământească noi suntem mândri ca oameni. De aceea cum putem să aducem sufletul și trupul sub ascultare de Duhul lui Dumnezeu? Pentru că Duhul nostru este pecetluit cu Duhul Sfânt, da, acolo locuiește Dumnezeu, în Duhul nostru, dar cum putem aduce sufletul și trupul ca să nu aparțină firii pământești, ci să aparțină Duhului Sfânt? Cum putem să-L aducem sub ascultare de Duhul Sfânt dacă nu ne smerim? Deci prima condiție pentru a experimenta trezire în viața noastră personală și de familie și în biserica locală este să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Putem să ne smerim înaintea oamenilor, să ne cerem iertare, dar asta nu înseamnă că ne-am smerit în fața lui Dumnezeu. Și în fața lui Dumnezeu trebuie să ne recunoaștem că prima dată păcatul nostru lovește în Dumnezeu și mai apoi lovește în ceilalți. Ne smerim în fața lui Dumnezeu recunoscându-ne ticăloșirea, recunoscându-ne vulnerabilitatea, mediocritatea, superficialitatea, dar în același timp ne mărturisim păcatul și în fața lui Dumnezeu, dar în același timp vedem că această metodă de smerire a parcurs și Vechiul Testament și Noul Testament. Și una dintre metodele de a te smeri în fața lui Dumnezeu este postul. 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 Am avut mentori în viața mea în România care au fost și sunt oamenii ai lui Dumnezeu, oamenii ai cuvântului, a rugăciunii, a postului. În același timp, tata meu, care încă mai este în viață, e un om apostului și mi-a zis, Adi, dragă, folosește arma postului, folosește arma postului. Postul este o unealtă
pentru rugăciune, de a te deconecta de lume. Da? Noi suntem prea mult conectați la lumea asta, la zarva lumii, la gălăgia lumii, la tot ce înseamnă media, mass media. Și postul te ajută să închizi ușa pentru gălăgia lumii și în același timp, prin rugăciune, te conectezi cu Dumnezeu. Postul nu-l manipulează pe Dumnezeu, ci postul este benefic pentru noi. Este o carte translatată și în România, Disciplinele Spirituale. Și una dintre disciplinele interioare, spirituale, care ar trebui să ne caracterizeze ca și creștini, este postul. Și toate disciplinele spirituale îs puse de Dumnezeu în cuvântul Lui ca credinciosul să le practice, nu ca să îl facă sclav, ci dimpotrivă, ca să-l ducă la libertate, să experimenteze locul libertății în Hristos, în Duhul Sfânt. Postul și rugăciunea și cuvântul, da? Pentru că noi trebuie să ne rugăm cuvântul. Duhul Sfânt va folosi cuvântul. Sunt arme spirituale. Mai avem credința, cascut al credinței. Da? Cuvântul este sabia Duhului. Avem în același timp sângele Domnului. Noi trebuie să folosim toate aceste arme spirituale. Dacă vrei cu adevărat și ești pregătit să plătești prețul pentru a experimenta trezire, pentru a vedea că apetitul spiritual devine parte reală din viața ta din nou și că te apucă foamea după Dumnezeu, după fața Lui, haideți să-L căutăm cu toată inima, pentru că Biblia zice că cei care îl vor căuta pe Dumnezeu cu toată inima, îl vor găsi. Dacă nu l-am găsit încă, înseamnă că l-am căutat cu jumate de inimă sau cu un sfert de inimă, am fost foarte parțiali. Și așa cum am spus, prima condiție pentru trezirea noastră spirituală este smerenia, este recunoașterea în fața lui Dumnezeu, și în același timp să ne smerim prin post, pentru că Biblia zice că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și celor smeriți le dă har. Asta când vă zic dumneavoastră, mi-o zic și mie însumi. A doua condiție pentru, vedeți, și vreau să vă încurajez, a fost o bătălie în viața mea de mulți ani, să intru în viața de post. Cu toate că am avut mentori puternici al lui Dumnezeu, care au văzut pătrundere, au văzut rezultate în viața lor de slujire, pentru că au folosit armele spirituale, au folosit uneltele pe care Dumnezeu li le-a dat. Și acele unelte pe care ei le-au folosit, avem șansa să le folosim și noi. Postul, primele zile, dacă pot să zic așa, din experiență personală și din experiența altora, vor fi zile în care vei avea poate dureri de cap, vei fi ispitit să mănânci, dar nu te lăsa pus jos, nu te lăsa descurajat, pentru că trece zilele acestea de 2-3 zile și după aia mintea și capul și organismul intră într-o stare în care de liniște. Când noi știm să punem trupul acesta la disciplină, că noi știm să-i spunem sufletului că nu el este șeful
și că Duhul este șeful, în post, spiritul nostru se desfătează. Pentru că te apucă foamea după Dumnezeu, rugăciune, cuvânt, laudă și închinare, în post și rugăciune, pentru că nu doar post, nu doar nu mănânci, ci și te rogi, că dacă numai nu mănânci și nu te rogi, aia înseamnă dietă. Dar postul înseamnă, postul biblic, că decizi de bună voie și nesilit de nimeni, nu cu forța, să pui un timp de consacrare, de sacrificiu, de jertfire. Așa cum a zis David, să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care să nu mă coste. În perioada postului și a rugăciunii și a cuvântului, tu îi dai ocazia lui Dumnezeu să te crească. Prin post și rugăciune, vedeți, în Biblie spune că unele probleme nu poți să experimentezi breakthrough, rezolvare. Unii demoni nu ies decât cu post și cu rugăciune. Deci aceasta este prima condiție pentru trezirea spirituală, să ne smerim. Și o metodă de a ne smeri este prin post. Pentru că Biblia zice în Evanghelie că omul nu trăiește doar cu mâncare și cu băutură, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Să nu-ți fie frică că vei muri. Să nu-ți fie frică, dragul meu frate și sor de credință, că vei muri. Nu vei muri. Nu vei muri. Pentru că l-ai pe Duhul Sfânt în tine, care te ajută. Te ajută. Și mă rog acum și rostesc ca și binecuvintez Duhul tău ca să se conecteze cu Duhul Sfânt și împreună să conducă sufletul și trupul. Împreună să aducă sufletul și trupul sub ascultare de Dumnezeu, sub supunere de Dumnezeu. A doua metodă care și a doua condiție pentru trezirea noastră spirituală este rugăciunea. Rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, este o conversație, nu este un monolog. Nu numai noi vorbim, ci mai și știm să și tăcem ca El să ne vorbească. Și atunci când postești, de fapt tu închizi ușa pentru gălăgia lumii, închizi ușa pentru zarva lumii, închizi ușa pentru diavolul, devii mult mai receptiv la vocea lui Dumnezeu. Toți oamenii care au scris istorie cu Dumnezeu au fost oameni ai rugăciunii. Oameni ai rugăciunii. A treia condiție ca să experimentăm trezire este să ne abatem de la tot ce este rău, de la tot ce este rău. Îl avem pe Duhul adevărului în noi, care ne reamintește și ne atenționează. Avem ca un sistem de alarmă în noi, care atunci când vezi că ceva este rău, vei ști să te ferești, să fugi. Nu să cochetezi cu lucrul acela rău. Duhul Sfânt te va lumina, Duhul Sfânt te va cerceta, Duhul Sfânt îți arată starea să te convingă de păcat, de neprienire și de judecată, nu să te pună jos, nu să te condamne, ci să te convingă și să te ridice, să te ajute să te muți de pe calea ta cea rea. Și mai apoi spune... și vom căuta fața Lui. Altă condiție, deci aceasta este a patra condiție, să căutăm fața Lui Dumnezeu. Moise
A dorit să vadă fața lui, gloria lui Dumnezeu. Acum, în Noul Testament, perdeaua s-a rupt dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor și avem intrare liberă la sala tronului 24 din 24 prin cine? Prin Hristos, care este ușa. Hello, be blessed, Pastor Avi. This video I make in Romania. And the subject of this video is the condition for spiritual revival. Be blessed. Ușa pentru a intra în prezența Tatălui este Hristos. Prin Hristos, prin Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos este imaginea Dumnezeului nevăzut. Imaginea Dumnezeului nevăzut. Așa cum Iisus Hristos pe pământ avea un obicei sfânt să aibă Da. Așa cum Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 100% Dumnezeu, dar în același timp 100% om, avea un obicei sfânt să se întâlnească cu Tatăl. Noaptea și ziua era pe teren. Ziua slujea la gloate, la oameni. Ziua vindeca, ziua elibera, ziua învia morții. Ziua hrănea gloatele. Ziua înmulțea pâinile și peștii. Noi trebuie să semănăm cu Iisus Hristos. Să avem și noi obicei să dorim să ne întâlnim cu El, cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt. Iisus Hristos nu făcea nimic decât ceea ce vedea la Tatăl. Nu făcea nimic altceva. Noi suntem chemați să ne întâlnim cu El și să-i vedem fața Lui. Nu doar să fugim după mâna Lui, nu doar să fugim după ceea ce are El pentru noi și da, El are bogății nespuse pentru noi, pentru că Biblia spune că în sămânța lui Avraam, care este Hristos, vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și dacă ești în Hristos, ai dreptul la binecuvântare. De aceea nu fugi doar după binecuvântare, după ceea ce are El pentru tine, ci fugi după ceea ce El este. Cine este El pentru tine? Petru a ajuns să spună sub inspirație divină, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Noi trebuie să-L cunoaștem, dar și prin descoperire dumnezeiască, prin revelație, dar printr-o întâlnire zilnică. Pentru că, vedeți, în cuvântul lui Dumnezeu spune că vor fi oameni care Iisus le va spune, plecați de la mine, voi care ați făcut fără de legea, plecați că nu vă cunosc, nu v-am cunoscut. De aceea, ca să ne cunoască Dumnezeu și să-L cunoaștem și noi pe El, noi trebuie să dezvoltăm o relație cu El în a-i căuta fața pentru ceea ce El este pentru noi. Noi trebuie să petrecem timp cu El. Și mai departe spune, după ce împlinim aceste condiții pentru trezire spirituală, El ne va ierta păcatul. Numai Dumnezeu iartă păcatul. Numai Dumnezeu iartă păcatul. Noi ca oameni de multe ori spunem, te iert, dar nu te uit. El când ne iartă, aruncă păcatele noastre în marea uitării. El ne va ierta păcatul și ne va tămădui țara, ne va tămădui viața personală, ne va tămădui familia noastră, biserica locală.
Sunteți pregătiți să plătiți prețul? Condiția este smerenia în fața lui Dumnezeu, rugăciunea, să ne abatem de la tot ce este rău, să căutăm fața Lui și El este credincios să ne curățească, să ne ierte păcatul, să ne curățească de orice nelegiuire și să ne vindece țara. Avem nevoie de vindecarea țării. România are nevoie de vindecare. Australia are nevoie de vindecare. Lumea întreagă are nevoie de vindecare. De fapt, Tatăl a trimis ce a avut mai scump la noi pământenii, pentru că ne-a iubit, pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, în imaginea Lui, și L-a trimis pe Iisus Hristos să ne salveze. Dacă Iisus Hristos a ascultat de planul Tatălui, dacă Iisus Hristos a ascultat până la moarte și încă moarte de cruce, El și-a îndeplinit misiunea, El a plătit prețul suprem. Și nouă copiilor Lui ni se cuvine să plătim și noi prețul. Văd atâta superficialitate în multe biserici. Vor trezire, dar fără să plătească prețul. Fără să plătească prețul. Dacă nu ești gata să plătești prețul, nu vei experimenta trezire spirituală. Îmi pare rău să spun. Toți oamenii care au experimentat trezire spirituală, și de ce spun asta? Că toți oamenii, pentru că trăim în carnea asta și Biblia zice că Duhul e plin de râvnă, dar trupul e neputincios. Trupul acesta, țărâna trage la glie, la lucrurile materiale și de aceea trupul și sufletul trebuie puse la respect. Cum poți să-l pui la respect dacă nu ne smerim prin post? Îmi pare rău să spun, dar am trăit de 4-6 de ani pe calea credinței și această armă a postului, a rugăciunii. Postul n-a fost o armă foarte cunoscută de mine. Ca rugăciune am petrecut de mic în cercuri de rugăciune, dar atunci când te rogi, te rogi, te rogi, te rogi și vezi că nu se întâmplă nimic, niciun răspuns, înseamnă că trebuie să folosești și unealta postului. Pentru că tu vrei să te conectezi cu Tatăl, să vorbești cu El și să auzi de la El, dar ușa pentru gălăgia lumii este deschisă și nu poți să o închizi decât prin post. Te iubesc, de aceea îți spun aceste lucruri, pentru că vreau ca acel foc care încă mai fumegă în tine să se aprindă. Vreau ca Dumnezeu să trimită peste tine acel foc proaspăt și acel vânt proaspăt, ca să te scoale din acea ațipire spirituală. Dumnezeu să te binecuvinteze și să fii un om care să experimentezi trezirea în viața ta. Nu aștepta ca celălalt să se trezească, ci Dumnezeu caută un om. Caută un om care să stea în spărtură. Caută un om care să se pună ca Dale Moody într-un cerc și să fie hotărât să aștepte ca Dumnezeu să trimită trezire. Doamne Tată, înainte de a încheia acest video, care l-am încredințat în mâna Ta ca Tu să scoți nume de glorie prin el,
Mă rog pentru dragii mei frați de credință, surori, prieteni, Doamne să fie gata să plătească prețul pentru trezirea lor spirituală întâi, pentru trezirea familiară. Pentru că noi trăim, Doamne, într-un mediu minat din punct de vedere spiritual pe pământul acesta, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că ai venit la noi și în același timp, Doamne, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Duhul Sfânt, pe Duhul Adevărului, ca să ne învețe toate lucrurile. Duhul Sfânt, ai calea ta în viața mea, în familia mea, în viața dragilor mei, frați de credință și surori de credință. Și Duhul Sfânt, mă rog ca duhurile noastre, binecuvintez duhurile fraților mei, a surorilor mele, să se conecteze cu tine și tu să le trezești, tu să le trezești și ei mai apoi să fie abili, încapacitați, împuterniciți, să fie martorii tăi, Doamne, așa cum tu ai lăsat scris, Doamne, în Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, ci veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Un martor trebuie să mărturisească mesajul care i s-a dat să-l ducă. Și mesajul credinciosului este că ni s-a dat acea slujba împăcării și trebuie să prezentăm oamenilor că există soluție de împăcare cu Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos, care El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și dacă te afli pe acest canal și încă nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu spune că astăzi este ziua cercetării. Astăzi, ziua de mâine nu este a noastră. Cât se spune astăzi, nu ci vino la lumină în numele lui Iisus, vino la adevăr, vino la viață, vino la Cel care este viața veșnică, așa cum Cuvântul lui Dumnezeu spune, să-L cunoști pe El. Iar s-a întrerupt, conexia de internet nu este foarte bună, dar Cuvântul lui Dumnezeu spune că viața veșnică este să-L cunoști pe El, pe Iisus Hristos. Dacă vrei să ai viață veșnică, trebuie să intri în relație cu Iisus Hristos. Prin mărturisirea prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la neprienire, la mântuire, la salvare. Dacă vrei să fii în viață veșnică cu Dumnezeu, o eternitate, trebuie să experimentezi acea viață veșnică de aici, de aici de pe pământ. De aici de pe pământ. Cum o experimentezi? Smerindu-te și recunoscând că ai nevoie de viața veșnică, recunoscând că Iisus Hristos este viața veșnică, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața și invitându-L pe Iisus Hristos să vină în inima ta. Nu chem omul la o confesiune religioasă, la un cult, ci îl chem la viața veșnică. Îl chem să cunoască viața veșnică, să te întâlnești cu viața veșnică, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Doamne, binecuvintez, dragii mei frați de credință, binecuvintez pe cei care nu te cunosc pe tine și mă rog ca în acest timp, în această perioadă, în timp ce sămânța cuvântului, adevărului a fost semănată, Doamne, Tu ești Cel care o faci să se încolțească și să aducă rod. Doamne, Tu ai lăsat scris în cuvântul Tău că unul seamănă, iar altul udă. Dar Cel care face să crească sămânța, ești Tu, Doamne.
Doamne, las această sămânță adevărului pe mâinile Tale, Doamne. Doamne, cred, Doamne, că Tu ești Cel, Doamne, care ai venit să ne mântuiești de blestem și de păcat, Doamne. Tu ești Cel, Doamne, care ne vrei binele nostru, Doamne. Tu ești Cel care ne vrei să ne duci în slavă cu Tine, Doamne. Tu ești Cel, Doamne, care ai venit să ne strămuți din împărăția întunericului, în împărăția slavei Fiului Tău, Doamne. Și în același timp mă rog pentru cei care încă cochetează într-o viață de ațipire spirituală, Doamne. Doamne, trezește Tu prin Duhul Tău cel Sfânt. Motivează-i, Doamne, să plătească prețul, Doamne. Tu dai și voința, Doamne, dar și abilitatea de a înfăptui, Doamne. Tu ești cu noi, Doamne, de a ne ajuta, Doamne, să plătim prețul pentru trezire, Doamne. Să împlinim aceste condiții spirituale, Doamne. Doamne, vorbesc, Doamne, peste România, trezire spirituală, Doamne. Vorbesc peste Australia, Doamne, trezire spirituală, Doamne. Doamne, ai lăsat cuvinte profetice peste România, peste Australia, Doamne. Doamne, Doamne, de trezire spirituală. Doamne, dar Tu te uiți după oameni care sunt gata să plătească prețul, Doamne. Pentru că Tu tot timpul ai lucrat, Doamne, în parteneria cu omul. Tu ai folosit omul să ducă mesajul Evangheliei. Și dacă biserica doarme, n-are abilitate să ducă mesajul. Doamne, trimite trezire, Doamne, aici în parc, Doamne, unde sunt. Așa cum Tu ai trimis, Doamne, în acel cerc trezire pe care Moody, evanghelistul Moody l-a desenat și s-a pus în el. Doamne, trimite, Doamne, trezire aici în parc, Doamne. Trimite acel vânt al Duhului Sfânt, acel foc al Duhului Sfânt. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Vă iubesc, dragii mei frați de credință, iubiți slujitori al lui Dumnezeu, și dintr-o inimă sinceră, dornică, să-L văd pe Dumnezeu lucrând în viața mea și cu viața mea, v-am spus aceste cuvinte pentru că nu vreau să fac doar umbră pe pământul acesta și mi-am dat seama că încercând prin puterile mele să schimb lucrurile am eșuat și soluția este la Dumnezeu și dacă ne conectăm cu El, El ne ajută, El ne împuternicește. Dacă vreți trezire, haideți să fim devotați să plătim prețul pentru trezire. Haideți să fim dornici să predicăm tot planul lui Dumnezeu. Haideți să fim mai mult decât political correct. Haideți, dragilor, să fim, din punct de vedere biblic, corect. Cu părere de rău o spun, dar foarte mulți predică un sfert din adevăr. Yes, adevărul trebuie predicat dintr-un duc de bunăvoință, pe calea dragostei, dar adevărul trebuie predicat tot adevărul, pentru că Biblia zice că adevărul ne va face slobozi, liberi. Și dacă noi predicăm adevărul parțial, foarte mulți cheamă la să se împace omul cu Dumnezeu, dar nu-i mai cheamă și la pocăință. Pocăința nu este un cuvânt rușinos, este o poruncă și pentru ortodoxi, catolici și baptiști, penticostali, carismatici. Porunca asta este adresată întregii omeniri. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele și Dumnezeu să trimită vremuri de înviorare. Da? V-am mai spus o condiție pentru trezire din Faptele Apostolilor. Pocăința este a regreta, a-ți pare rău, a-ți renoi mintea, metanoia, și a nu mai practica
păcatul, a nu mai practica felul de viețuire al lumii păcătos, a te întoarce la Dumnezeu, a spune destul cu păcatul, destul cu compromisul, destul cu curvia, destul cu pornografia, destul cu minciuna, destul cu înșelarea, destul cu fățărnicia, destul cu ipocrizia, destul cu legalismul, destul cu religia. Vrea o relație reală cu Dumnezeu. La asta Dumnezeu ne cheamă, la o relație reală cu Dumnezeu. Iisus n-a venit să mai înființeze o altă religie, ci Iisus a venit să ne împace cu Tatăl, să ne pună într-o relație de fiu cu Tatăl, de moștenitor cu Tatăl. Pe timpul în care Iisus Hristos a venit, a fost un sistem religios bine pus la punct. Și vedem că oamenii religioși mergeau împotriva lui Iisus Hristos. Oamenii lui religioși îl urau pe Iisus Hristos. Oamenii religioși au complotat împotriva lui Iisus Hristos. De aceea eu nu vorbesc despre o religie aici pe acest canal, ci vorbesc despre o relație. O relație. Creștinismul nu este o religie, este o relație. Chiar am citit pe Facebook acum, în ziua asta de Tindale, un om care a avut curajul să translateze Biblia în engleză. Și cei din Biserica Catolică, care se numesc Biserica Universală, de aceea nu toți care zică-s biserica sunt biserica, l-au ars pe rug, da, cu câteva sute de ani în urmă. De aceea eu nu vă chem la catolici, la baptiști, la pentecostali, la carismatici, eu vă chem la Hristos. Eu vă chem la Hristos pentru că El este calea, adevărul și viața și El are autoritatea să vă ierte păcatele și să vă relege cu Tatăl. Nu preotul. Nu. Respect slujitorii lui Dumnezeu autentici. Biblia spune că din pricina slujbei lor să-i onorăm, să-i cinstim. Dar sunt împotriva falsului. Dacă Dumnezeu te-a chemat în lucrare, fii autentic. Dacă Dumnezeu te-a chemat în lucrare, prima dată trageți identitatea din Hristos, din ceea ce El a realizat pe cruce, din prezența Lui. Fii un om care să iubești prezența Lui, să iubești fața Lui, să o cauți zilnic și mai apoi vei avea abilitate să fii pastor, apostol, proroc, învățător, evanghelist și vei avea și abilitate să manifesti darurile Duhului Sfânt. Am trăit destul pe calea credinței să spun că am dat cu capul și am avut tot felul de experiențe întâlnindu-mă cu tot felul de oameni care și-au luat identitatea din daruri spirituale, din slujbă. Și cu părere de rău o spun, erau chimvale zângănitoare. Gălăgie, făceau gălăgie, nicio roadă. Pomul bun se cunoaște după roadă. Nu sunt aici să judec, să critic oamenii, dar un om neprionit are dreptul să judece. Un om neprionit are dreptul să cerceteze, să verifice ce este autentic și ce este fals. Pentru că dacă există o bagnotă de 100 de dolari autentici, asta înseamnă că vor fi oameni și experți ca să și falsifice acea bagnotă de 100 de dolari. Deci va fi tot timpul diavolul în spate și dornic să falsifice.
să vină cu falsul. Dar dacă ești un om autentic și îți iei identitatea din Hristos, din prezența Lui, vei putea deosebi, demasca, înțelege că ce se manifestă prin acel zis vas sau acel zis slujitor nu este chiar de la Domnul. De aceea, în această seară aici la noi în Brisbane, Australia, partea de est a Australiei, în statul Queensland, în Southland of the Holy Spirit, patria Duhului Sfânt, acest cuvânt profetic îl are Australia din 1606, de mai bine de 400 de ani. Au mai fost alte cuvinte că profetice prin Smith Wigglesworth și prin alții, că înainte ca Hristos să vină a doua oară, Dumnezeu va începe trezirea din Australia și din insulele Pacificului, din Noua Zeelandă și din celelalte insule mai mici, și se va atinge întreg pământul. Acesta a fost mesajul pentru această seară. Dornic să te încurajezi dacă ești un om dornic să fii radical pentru Hristos, și dacă ești un om al lui Dumnezeu care vrei să experimentezi trezire în generația ta, îs condiții care trebuie să le împlinești și trebuie să le împlinesc din punct de vedere spiritual ca să experimentezi trezire. Și am spus că prima condiție este să ne zmerim în fața lui Dumnezeu, și am spus cum putem să ne zmerim. Mai apoi am spus că să ne rugăm, să căutăm fața lui Dumnezeu, să ne abatem de la tot ce este rău, și El este credincios să ne ierte păcatele și să ne tămăduiască țara. Și în același timp am spus din Faptele Apostolilor despre necesitatea pocăinței. Foarte, foarte important să predicăm și pocăința, să o predicăm dintr-un duh de bunăvoință, pe un fond al dragostei, dar trebuie predicată. Foarte multe biserici nu mai predică oameni pocăința. Îi cheamă pe oameni la Hristos, dar nu mai predică pocăința, ca să nu-i jeneze, să nu-i ofenseze pe oameni. Noi trebuie să predicăm tot adevărul, tot planul lui Dumnezeu. All the counsel of God. În dragoste. Da? Cei care nu predică tot adevărul, asta îmi spune că ceva în viața lor spirituală duce lipsă de faptul că ei nu-și trag identitatea din Hristos și din prezența Lui. Pentru că dacă ai trăi în prezența lui Dumnezeu, n-ai mai avea frică de oameni. Cel care îngenunchează în fața lui Dumnezeu, nu-i va fi frică să stea în fața omului drept, vertical. De aceea, haide să ne zmerim în fața lui Dumnezeu, în secret place, în cămăruță, da? Prin rugăciune și post. Foamea și setea după Dumnezeu să ne apuce. Cu drag al vostru frate de Hristos, Adrian Alasu, care sincer îl iubește pe Dumnezeu și vă iubește pe dumneavoastră, vă lasă pe mâini bune, în mâna Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh, și vă binecuvinteze numele Lui Iisus, în Dumnezeul adevărului, de aici, din îndepărtări. Amin.